Pace, dragă biserică! Sunt din Ucraina, din orașul Zaporojie. Mă numesc Egor. Până să vin în biserică, am fost un om nebun. Aveam relații foarte dificile cu tatăl meu. Din punct de vedere psihologic, încă din copilărie m-a scos din sărite. Din această cauză, nu am reușit să continui munca în fabrică. Singura mea ocupație era să mă plimb prin spitale. Făceam investigații și mi se puneau diferite diagnostice. Într-un final, tatăl meu m-a internat într-un spital de psihiatrie. Am stat acolo un an de zile. Mi s-au făcut 300 de injecții. Armata m-a ajutat cât de cât să-mi revin. Dar aveam halucinații și auzeam voci în cap. Timp de 12 ani au continuat aceste lucruri. De asemenea, înainte să vin în biserică, am fost budist, martorul lui Jehova, vegan, ortodox, pentru că am fost botezat de mic în biserica ortodoxă. Mereu am avut o căutare. Am fost de vreo 4 ori și la diversi oameni cu capacități paranormale, extrasenzoriale. Doamna aceea mi-a spus că nu sunt de ochiat și mi-a dat un sfat să merg să locuiesc o perioadă în mănăstire. N-am mai plecat. M-am dus la un preot ortodox să-mi citească rugăciuni ca să dispară vocile din cap, însă acest lucru nu m-a ajutat cu nimic. Vocile nu au dispărut. Am un diagnostic, cancer la tiroidă în ultimul stadiu. Din această cauză, aproape m-am asfixiat. Cei din ambulanță abia m-au salvat. Ca să pot respira, în gât mi s-a pus un tub. Viața era din toate părțile groaznică. Am fost găsit de Ilona, învățătorul meu drag. M-a găsit în urmă cu aproximativ 2 ani și jumătate, prin distribuirile de pe Facebook. Mintea mea era închisă, eram speriat, nu aveam nicio revelație cu privire la pâinea cea de toate zilele, adică clipurile zilnice. Nu înțelegeam nimic din ce vorbeau pastorii, dar am depus efort în privința mea în toți acești ani. Am conspectat predicile pastorilor și expresiile care îmi plăceau. Apoi am învățat să citesc conspectul meu și să împărtășesc revelațiile din ce am înțeles. După 2 ani, am reușit să formez în minte revelații scurte. Pentru acest lucru mă bucur foarte mult, iar acum, după 2 ani și jumătate, pot să vorbesc revelațiile mele pe cameră, pot să formulez o idee și să propovăduiesc revelațiile pastorilor. De asemenea, mi era foarte frică să-mi arăt fața, să fac clipuri cu mine, dar acest lucru s-a dovedit a nu fi ceva groaznic. În primul rând, eu am nevoie de acest lucru pentru creșterea mea duhovnicească. De asemenea, Ilona mi-a transmis personal o revelație de la pastorul Stanislav. Prin aceste clipuri, prin aceste revelații pe care oamenii le pot auzi, voi putea să propovăduiesc și să las în urma mea un rod care să dăunuiască în viac. Am început să fac acest lucru. Acum eu nu mă mai uit la televizor, ci studiez materialele bisericii noastre cât se poate de mult ca să vină schimbarea autorității și eu să nu fiu un împotrivitor lui Dumnezeu. Continui să lucrez asupra mea și datorită bisericii sunt fericit. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru sensul vieții, o biserică vie și pastori, pentru că ei lucrează cu fiecare dintre noi. Abonați-vă la canalele noastre ca să primiți pâinea cea de toate zilele, duhovnicească pentru fiecare zi, așa cum a poruncit Iisus Hristos. Cuvântul lui Dumnezeu va umple viața ta de sens și mântuire. Dumnezeu să vă binecuvinteze!